Bună ziua, numele meu este Daniela Efrem și astăzi vom ajunge de la Fibonacci la 4 latere. Se consideră șirul de numere naturale 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, numit șirul lui Fibonacci. Este șirul de numere în care fiecare număr, începând cu al treilea, este suma celor două de dinainte. Împărțind orice număr din șirul lui Fibonacci la procesorul său, se obține aproximarea unui număr numit numărul de aur. Matematicienii notează acest număr cu litera grecească phi în onoarea sculptorului grec Phidias, care l-a utilizat la decorarea Pantheonului din Atena. În perioada renașterii, plecând de la tratatul lui Luca Pacioli, raportul de aur a fost sursă de inspirație pentru toți mari artiști. Cea mai discutată utilizare a raportului de aur, probabil, este tabloul lui Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Matila Ghica, ofițer de marină, diplomat, estetician, scriitor, matematician, inginer și istoric român, arăta în 1927, atât în cazul animalelor, cât și în cel al plantelor, pare să existe o preferință marcată pentru simetria pentagonală, o simetrie legată clar de secțiunea de aur și necunoscută în lumea materiei inerte. În cartea sa a interpretat numărul de aur ca reprezentând un secret fundamental al Universului. It was our old friend Pythagoras who discovered that the pentagram was full of mathematic. The two shorter lines combined exactly equal the third, and this line shows the magic proportions of the famous golden section. The second and third lines exactly equal the fourth. Once again, we have the golden section. But this is only the beginning. Hidden within the pentagram is a secret for creating a golden rectangle, which the Greeks admired for its beautiful proportions and magic qualities. The star contains the golden rectangle many times over. It's a most remarkable shape. It can mathematically reproduce itself indefinitely. All these rectangles have exactly the same proportions. This figure also contains a magic spiral that repeats the proportions of the golden section into infinity. To the Greeks, the golden rectangle represented a mathematical law of beauty. We find it in their classical architecture. The Parthenon, perhaps one of the most famous of early Greek buildings, contains many golden rectangles. These same golden proportions are also found in their sculpture. Centuries that followed, the golden rectangle dominated the idea of beauty and architecture throughout the Western world. The Cathedral of Notre Dame is an outstanding example. The Renaissance painters knew this secret well. Today, the golden rectangle is very much a part of our modern world. Modern painters have rediscovered the magic of these proportions. Indeed, this ideal proportion is to be found in life itself. This is mathematics. Donald. Let me do it. No, no. I care for person. Not quite. I'm afraid. Well, we can't all be mathematically perfect. Oh, yeah? Yeah, I do want to do it. Now that you're all pent up in a pentagon, let's see how nature uses the same mathematical form. The petunia. The star jasmine. The starfish. Este foarte important să avem o modalitate de a exprima acest număr de aur în lucrurile pe care le construim. Unul dintre aceste lucruri este, întâmplărie, cunoscut sub numele de Fibonacci Gauge. Pantograful este un aparat folosit pentru reproducerea unui desen, la aceeași mărime cu un model dat sau la o scară diferită de a modelului. Este adesea folosit în desenul tehnic.
Considerăm pentagonul cu dimensiunile AF egal cu AH și egal cu 34 cm, BG egal 21 cm, AB egal cu AC egal cu BE egal cu CE egal cu 13 cm și EG egal cu 8 cm. CF-le 4 latere este ABEC, dar BGHC. Demonstrație. Avem în figură AB este congruent cu AC, este congruent cu BE și este congruent cu CE. Patrulaterul cu patru laturi congruente este rombul. Am obținut că ABEC este romb. Unghiurile alăturate într-un romb sunt suplimentare. A plus B egal 180 de grade. De unde îl scoatem pe B ca fiind 180 de grade minus unghiul A. Unghiul FBG este egal cu 180 de grade minus unghiul ABE, adică obținem că unghiul FBG este egal cu unghiul A. BF este egal cu AF minus AB, adică 34 minus 13, ceea ce înseamnă că BF este egal cu 21 de centimetri. Dacă BF este egal cu BG, rezultă că triunghiul BFG este isoscel. Unghiurile de la bază sunt congruente, deci unghiul BFH este egal cu unghiul BGF și egal cu 180 de grade minus unghiul FBG, totul supra 2. Adică unghiul BFH este egal cu 180 de grade minus unghiul A, totul supra 2. AB este egal cu AC. Rezultă că triunghiul ABC este isoscel. Unghiul ABC este egal cu unghiul ACB și este egal cu 180 de grade minus unghiul BAC, totul supra 2. Adică obținem că unghiul ABC este egal cu 180 de grade minus unghiul A, totul supra 2. Unghiul BFH este egal cu unghiul ABC, unghiuri alterne interne. Considerăm BC și FH și AF secantă. Două drepte tăiate de o secantă care formează unghiuri alterne interne sunt paralele, deci BC este paralel cu FH. AF este egal cu AH, rezultă că AFH și isoscel. Unghiul AFH este egal cu unghiul AHF și este egal cu 180 de grade minus unghiul FAH, totul supra 2. Dar unghiul ABC era și el egal cu 180 de grade minus A supra 2. Am obținut că unghiul AFH este egal cu unghiul BGF și este egal cu unghiul AHF. Și considerăm dreptele B, C și AH și HF secantă. Rezultă că BG este paralel cu AH. Am obținut că BC este paralel cu GH și BG paralel cu CH. Rezultă BGHC este paralelogram. Îți propun să răspunzi la următoarele întrebări. Dacă unghiul BAC egal cu 60 de grade, calculați măsura unghiului AHF. Ce fel de triunghi este AFH? Dacă unghiul BAC egal cu 90 de grade, atunci haideți să vedem ce fel de patrulater este ABEC. Iată o modalitate de a desena un dreptunghi cu raportul de aur. Desenăm un pătrat cu dimensiunile de 1. Punem un punct la jumătatea unei laturi. Desenăm apoi linia dintre acel punct și colțul opus. Latura roșie din figură o ducem peste latura pătratului. Și apoi extindem pătratul pentru a fi un dreptunghi cu raportul de aur. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lumea matematicii. Pe data viitoare!